Ministrul interimar de interne Lucian Bode susține că actualul guvern poate și va prelungi starea de alertă, însă nu va putea introduce noi restricții. Totodată, Bode spune și că sunt 1600 de persoane în așteptare în UPU, în timp ce secțiile ATI din țară sunt pline, astfel se ia în calcul chiar și transferul bolnavilor în străinătate. Am încheiat o discuție cu ministrul sănătății, cu prim-ministrul și cu doctorul Raed Arafat. Noi, în acest moment, suntem guvern interimar. Noi putem prelungi starea de alertă și suntem obligați să prelungim starea de alertă, ținând cont de numărul de infectați și incidența din România din această perioadă. Putem să prelungim starea de alertă, dar, atenție, nu putem introduce măsuri noi. Dacă, Doamne ferește, vom avea nevoie să introducem măsuri noi, nu putem, pentru că este clar un guvern căzut prin moțiune. Un guvern interimar nu poate introduce politici noi, nici măcar prin hotărâri de guvern, a declarat Lucian Bode. Bode a explicat și că, având în vedere numărul de pacienți în așteptare la UPU și faptul că secțiile ATI sunt pline, se ia în calcul și transferul pacienților peste hotare. Riscurile sunt următoarele. Avem 15.000 de infectați și ne ducem spre 20.000 de persoane infectate la 24 de ore. Avem ATI pline, aproape 1.500 de persoane la ATI, aproape 1.600 de persoane sunt în așteptare în acest moment în UPU. Dimineața erau 51 care așteptau un loc la ATI. Acum seara am trimis 6 pacienți din București cu o aeronavă la Târgu Mureș. Căutăm soluții în București, Mureș, Iași, Cluj. Luăm în calcul transferul bolnavilor în străinătate, dar trebuie să fie o excepție și am discutat cu domnul Ceche să facem acest lucru pentru județele din zona de nord, limitrofe cu Ungaria, a mai declarat Bode. Lucian Bode a mai declarat că au fost emise unele ordine pentru protejarea bolnavilor. Am emis acel ordin comun, ordin al comandantului acțiunii, vizat de Ministerul Sănătății pentru reducerea activității la cronici, tocmai pentru a avea locuri în spitale, pentru a elibera în plus resursa umană și pentru a proteja bolnavii care nu necesită spitalizare. Astăzi am luat 2 hotărâri în CNSU. Odată, am achiziționat medicamente necesare pentru bolnavii de COVID, solicitând asistență internațională și în această seară am hotărât majorarea stocurilor de urgență medicală introduse de strictă necesitate și achiziționarea de 500 de concentratoare de oxigen. Am finalizat ordinul de ministru comun, MAI și MESE, pe care o să-l publicăm în monitorul oficial, unde introducem acele excepții la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile deschise, în localitățile unde avem peste 6 la 1000 incidența la 1000 de locuitori, a declarat Bode.